Okay. Wie weit jetzt? Bine. Ne-am propus să fac astăzi o prezentare pentru limbajul Elixir, dar spuneți-mi înainte câți din voi ați auzit de Erlang? Când a fost prima oară când ați auzit de Erlang? În facultate ați auzit? Da. Nu. Sincer, eu n-am auzit în facultate până acum 2-3 ani n-am auzit de Erlang. Și de Elixir, cu atât mai nou, nici atât. Bun. Lucrează cineva din voi cu Erlang? Da. O singură persoană. Elixir, lucrează cineva? Nimeni. Ok. Bun. Deci, mi-am propus să fac o introducere în Elixir. O să fac câteva referiri și la Erlang, fără de care nu am cum să explic conceptele care le aduce Elixir, ca nou limbaj de programare. Ceea ce este interesant în ultimii ani este, cred că, o explozie a limbajelor. Nu știu cum acum lumea s-a învățat să facă noi limbaje de programare, poate e o modă să facă noi limbaje de programare. Și fiecare încearcă să rezolvă o anumită problemă. Ce vrea să rezolve? Ce aduce pe tablă Elixir? În primul rând, este un limbaj dinamic, este un limbaj funcțional și vine din Erlang, încearcă să păstreze scalabilitatea și distribuibilitatea aplicațiilor. A fost creat... Hai să vă spun și câteva lucruri despre mine. Am lucrat în Java, cred că mai bine de 10 ani. Sincer să fiu, mă cam săturasem de Java. Am lucrat cu Google Web Toolkit destul de mult timp. Până m-am supărat într-o zi și am zis că hai că fac un grup de Elixir. Nu era nimeni care să... Dar nici acum nu sunt prea mulți. Care să fie auzit măcar de limbajul acesta. Acum vreo 4-5 ani am fondat și GDC, Google Developer Group, de București. Între timp am și plecat din București, am o mică firmă de apartament și mă ocup de programare. Încă caut să fac un startup, dar încă nu mi l-am găsit pe cel perfect. O să încerc să prezint mai multe lucruri, nu știu cât o să reușesc să fac. O să încerc să fac demo cât mai multe lucruri și o să văd, chiar dacă aparent ar fi lucruri banale, sunt, sper eu, lucruri noi. Un tip, Josef Alim, foarte activ în comunitatea Ruby. Probabil Ruby, ați auzit și Ruby on Rails, e mare la foarte folosit. A avut ceva probleme, sau a încercat să rezolve probleme de concurență în Ruby. Prin natura lui, Ruby nu prea reușește să facă lucrurile concurent. Bă, din principiu, limbajele obiectuale, greu fac lucrul ăsta. Deoarece trebuie să facă share la anumite obiecte și când mai mulți încearcă să modifice acele obiecte, se creează stări inconsistente. Deci de aici, dacă de la o stare inconsistentă, se poate întâmpla orice. Poate să facă crash la toată mașina virtuală și așa mai departe. Bun, încercăm să rezolve problemele de concurență și a dat seama de fapt că e aproape imposibil să le rezolve. Iar noile de versiunea lui Ruby, deși era o marketing că merge funcțional, că merge concurență, și de fapt, în realitate nu era chiar așa. O groază de probleme, bug-uri și așa mai departe. Bun. S-a uitat în jur și, ca orice om curios, s-a uitat. Aia cum fac? Aia cum fac? Așa a ajuns și la Erlang. Și a ajuns la Erlang și a zis, bă, este super mișto și a zis, bă, deci îmi place la nebunie ce am văzut, dar urăsc ce n-am văzut. Și a zis, bă, dar ce-ar fi să fac eu o limbajul meu de programare? Ce-ar fi să fac eu un limbajul meu de programare? Probabil ți-a auzit de Java. Dacă nu ați auzit, vă zic că există Java. Și mai nu, există și foarte multe limbaje around, da? Pe lângă Java, care lucrează pe aceeași mașină virtuală. Deci, la nivel de bytecode, o să mă așez, să-mi vină mai ușor să vă explic. Deci, la nivel de bytecode,
Mașina virtuală rulează acest bytecode, mașina virtuală Java, da? Dar la nivel de limbaj, eu aici pot să am Scala, pot să am Java, orice altceva. Atâta timp cât din limbaj se produce bytecode și bytecode-ul este rulează pe mașina virtuală, nu am nicio problemă. Exact la fel s-a întâmplat cu Erlang. Erlang, de fapt, folosește mașina virtuală, mașina virtuală Erlang și rulează, practic, bytecode compatibil 0 la 1, deci perfect compatibil cu mașina virtuală. Deci, cu alte cuvinte, e un limbaj care se așează și rulează pe mașina virtuală Erlang. Elixir, de fapt, ca să înțelegeți mai exact ce este de fapt Elixirul, deci este pe de o parte compilatorul, da? Și limbajul în sine, adică sintaxa, da? Deci cum scriem codul sursă. Într-un final obținem bytecode care e același ca și cum am obține cu compilatorul de Erlang și îl rulăm pe aceeași mașină. Asta mă ajută foarte mult pentru că, fiind compatibil 100% cu Erlang-ul, nu am niciun cost efectiv de a rula aplicații scrise în Erlang și bytecode scris în Erlang și viceversa. Da? Deci din Erlang pot să fac call-uri către cod scris în Elixir fără nicio problemă. Da? Deci, cam așa vine practic Elixir în peisaj, da? Deci folosește o infrastructură gata făcută, o mașină virtuală, deci ar fi aproape imposibil să construiești totul de la zero. De fapt, dacă ar fi să ne uităm în browser, limbajele care zic ei că de fapt compilează JavaScript și așa mai departe, TypeScript, ați auzit acum mai la modă, nu? TypeScript de fapt e un limbaj care zice că are tipuri și de sort e compilat JavaScript, da? Deci face practic. De ce? Am aici o imagine. Dacă ar fi să facem o comparație relativ la viteza cu care au evoluat procesoarele, imaginați-vă că undeva prin 1970 am avea o sală de spectacole, da? Undeva prin 1980-1990 am avea un stadion, da? Undeva prin 2000 am avea, mă rog, un oraș, ceva destul de mare, da? Dar la nivelul anilor acestea deja suntem ca la nivelul Chinei. Deci cam așa au evoluat viteza și procesoarele, da? În acest context, s-a ajuns la o barieră fizică, efectiv s-a ajuns la o barieră fizică, procesoarele, dintr-o anumite proprietăți fizice, nu mai pot să pun mai mulți tranzistori pe bucățică, frecvențele nu mai pot crește foarte mult. Ce s-au gândit? Fac mai multe core-uri, mai multe procesoare la un loc, așa, și fac un grupuleț de core-uri. Da? În momentul ăsta am o problemă. Deci, programele mele care până acum rulau cu un procesor, acum trebuie să lucreze practic cu mai multe procesoare. Chiar dacă le zicem noi core-uri, în esență sunt mai multe procesoare. Asta e deja greu. Este foarte, foarte greu. Să scrii cod concurent este foarte greu. Și iarăși un aspect, nu e vară că concurența ar fi o problemă, dar ne așteptăm, deci ne așteptăm, de exemplu, când sunăm cu telefonul, celălalt de dincolo să răspund. Ne așteptăm undeva pe la ora 10 să ne sună compania de telefoane să ne zică nu suna în următoarele două ore că upgradăm sistemul. Deci nu există așa ceva, da? Deci ca să faci lucrul ăsta, totuși ai nevoie de și niște echipamente și niște instrumente, da, cu care să faci lucrul ăsta. De fapt, Erlang-ul și mașina virtuală face lucrul ăsta prin o posibilitate de a actualiza codul care rulează la un moment dat fără downtime. Da? Deci are posibilitatea de a încărca în mașina virtuală două versiuni ale aceleași, să zicem, aceleași cod și într-un final practic face switch de pe unul pe altul, fără să facă downtime. Dar bineînțeles, toate astea vine la pachet cu un întreg set de concepte și metode de a scrie codul. Da? De fapt, de aici
și posibilitatea de a face un uptime atât de bun. O să trec repede în conceptele astea de Elixir. O să punctez câteva lucruri și o să încerc să fac cât mai mult cod și o să... În primul rând este un limbaj funcțional și Erlang este un limbaj funcțional. Tot ce vedeți ca nivel de variabilă în el este immutable. Ar putea fi un paradox în sensul cum să fac ceva util cu ceva immutable, adică cum să-l schimb. De fapt, filozofia, deci eu când am venit programând Java, când am venit aici, am zis că nu se poate așa ceva. Adică cum fac A egal cu 1 și apoi nu mai pot să fac A egal cu 2, că nu se poate. Și am zis că cum fac ăștia? De fapt, când înțelegi cum funcționează lucrurile, după aia îți dai seama că ăsta e un mare, mare, mare avantaj. Pentru că dacă la o variabilă am pus valoarea 1, o găsesc acolo indiferent în ce context de multitrading, în ce context e share-uit acel obiect și așa mai departe. Bun. Pattern matching mă ajută foarte mult să decompun o anumită structură de date, exact cum o știu eu dinainte și îmi vine foarte ușor să accesez părți din acea structură. Ce aduce nou Elixir este macro și abstract syntax tree, să vă spun aici, care practic ce face? Practic, compilatorul, înainte de a compila sursa, o transformă într-un tree, într-un tree de noduri, da? Și în momentul ăsta, practic, compilatorul și programatorul are posibilitatea de a modifica această structură a codului, practic, și scrie cod, deci scrie un program care generează cod, da? Asta este foarte, foarte avantajos. E distribuit, vine din Erlang. Orice este o expresie, paradigma de programare este message, passing și actor model. Da? Rezolvă problema de Unicode aproape genial. Probabil știți, sau mă rog, am citit și eu că Ruby nu face bine uppercase și lowercase pentru diacritice. Probabil așa o fi. În fine, Elixirul a rezolvat aceste probleme. Bun, o să fac mix între slide-uri și cod. A instalat cineva dintre voi Ant sau Maven? Bun, deci mi-a plăcut aici cum se face instalarea, pentru că e foarte simplu. Dacă am mașina Java instalată, fac unzip într-un director, îmi pun o variabilă în path și gata, am instalat Ant. Mă rog, Maven exact la fel, da? Și aici fac același lucru și o să fac imediat. Și o să vedeți cât de ușor este. Bun. În primul rând, am nevoie totuși să instalez Erlang-ul. Eu vă recomand să downloadați de aici. Sau o altă metodă este să folosiți un script bash, se cheamă kernel, care nu face decât să downloadeze sursele și automat îți compilează exact ce versiune vrei și cum să o pui unde vrei. Nu e foarte complicat. Într-un final, te duci și downloadezi de pe GitHub Erlang, e un zip, da? Îl setezi, îl pui într-un director unde vrei tu, îți setezi practic respectivele variabile, ți le pui în path și într-un final trebuie să ai repl de Erlang, interactive shell-ul de Elixir și runtime-ul de Elixir, practic. Nu face decât să peleze Erlang în spate. Bun, hai să ne jucăm și noi cu lucrul ăsta. Bun, nu am niciun Erlang instalat aici. Bineînțeles că o să sar câțiva pași ca să fie cât mai ușor. Bun, eu am instalat Erlang într-un director aici, deci practic nu fac decât să export o variabilă de mediu. Îmi export și
și o variabilă de mediu pentru Elixir. Cu alte cuvinte, trebuie să-l creez undeva aici în home și practic nu fac decât să îmi pun în pat atât compilatorul de și runtime-ul de Elixir, cât și cele de Erlang. Bun. Mi-am creat un director, mă duc în el și între timp pregătit să am și tocmai ce am descărcat acest zip, care practic conține tot ce ține de Elixir. Ok, ia să-i facem noi un zip. Ok, și avem instalat Elixir. Hai să ne uităm puțin ce conține. În primul rând, în ce conține în directorul de binary. Bun, hai să vedem. Deci, ce avem noi aici? Avem așa. Putem rula programe Elixir, practic dă drumul la runtime, e compilatorul, interactiv shell sau repurând, aici îi dau comandă interactiv, iar mix, practic e un build, un tool cu care mă ajută să fac ușor build-urile. Da? Deci am comenzi aici, practic marea majoritate a comenzilor le dau cu mix, adică compilez o groază de comenzi, aduc pachete, da? Deci practic vine o dată cu Elixirul, vine și tool-ul ăsta. Nu mai trebuie în Erlang mai multe tool-uri care trebuie să le downloadez, aici vine toate puse la un loc frumos. Ok, o să intru din nou. Bun, Erlang. Erlang, o să dau drumul puțin aici, la repl-ul de Erlang. Și ce vreau să pun în evidență aici, deci, practic, aici e runtime-ul de Erlang. Mă rog, e un tag de GitHub la ce versiune. Avem o versiune de 64 de bits. Un lucru interesant aici este că pe laptop aici am 8 core-uri. Și mașina virtuală Erlang pornește și ea 8 schedule. Asta ce înseamnă? Că e 1 la 1. Da? Deci schedule-ul practic se lipește foarte bine de core-ul de Erlang și practic aproape lucrează în paralel. Da? Schedule-ul ăsta dă drumul în spate la poate să fie mii, poate să ajungă la milioane de procese. Bun. O să-l opresc și o să dau acum la... O să dau drumul lui Interactive Elixir. Acum sunt în shell-ul de Interactive Elixir. De asemenea, se vede același lucru, da? Deci asta am vrut să pun în evidență. Deci, practic, sunt în aceeași mașină virtuală, numai că deja aici sunt în repl-ul de Elixir, cu hash, o comandă de help. Și, practic, în momentul ăsta putem să vedem, să începem să dăm comenzi aici, câteva lucruri de bază. Bun, deci a fost o instalare rapidă de Elixir, relativ simplu, adică nu e foarte complicat. Ok, hai să ne jucăm puțin cu Interactive Elixir și să trec prin lucrurile de bază pe care okay, mi le poate oferi. Chestie super tare care nici Erlangul nu are, este Tab Completion. Asta ce înseamnă? Adică încep să, de exemplu, am un modul, să dau, de exemplu, string. Dau S mare și dau tab. Da? Deci îmi dă, practic, tot ce am acolo. Asta e super tare, pentru că dacă ești începător, cauți ceva și nu găsești. De exemplu, dau is și dau tab acum. Și acum am dat toate funcțiile, ceea ce mă ajută imens în momentul ăsta. Că, uite, am, de exemplu, pot să testez foarte ușor. Uite, am is atom, adică o structură pot să verific dacă e un atom sau pot să verific dacă is binary. Da? Este un lucru foarte, foarte avantajos. Ok. Hash e o comandă care dă help, dar dacă îi dau argumente, pot să aflu help de la un modul sau de la o funcție. Modulul în Elixir e practic cum e o clasă, da? sau un package în Java. Acum mai degrabă package, că nu există noțiunea de clasă aici, mai degrabă un package.
Deci ca să scriu funcții, le scriu un modul. Deci nu am altă posibilitate decât de a scrie în modul. Modulele sunt cu litere mari. Încep cu litere mari și să dau un exemplu. String este un modul. El însuși poate să aibă help. Deci pot să dau help la string și aflu help-ul de, pentru string. E destul de mare. Dar pot să am string de o funcție, de exemplu, first. Și îmi dă foarte ușor help-ul de la funcția respectivă, da? Deci băieții ăștia care l-au făcut și în general comunitatea lucrează la toate aspectele. Dacă ceva nu e clar, dacă un mesaj nu e suficient de înțeles, înseamnă că e un bug, e o problemă la ei în documentație și ei sunt de acord să o rezolve. Ok. O funcție, așa cum e și în Erlang, e foarte clar definită prin numele și aritatea funcției, adică numărul de argumente. Nu e ca în Java în sensul că avem și tipuri acolo și zicem că pot să am o funcție cu un argument int și o funcție cu un argument string. Nu există așa ceva. Deci singura modalitate de a identifica o funcție este numele și numărul de argumente, da? Putem să, deci, de la caz la caz, argumentul ăla poate să fie practic orice tip care îl acceptă mașina virtuală. N-aș trece peste, adică pot să dau help la help. Da? Deci asta... Da? Deci help practic e și o funcție. Da? Deci argumentul help e o funcție. Știi, da? Poftim? De trei ori? Help. Cred că dă o excepție, da. Bun. O scurtă comparație cu Erlang, poate o ajutăm pe colega. Diferența avem așa. La denumire de variabile, în Erlang, toate variabilele încep cu literă mare. Aici încep cu literă mică. Da? În Erlang avem... o variabilă poate fi bound sau unbound, adică are valoare sau nu are valoare, dar odată asignată nu mai poți să schimbi valoarea. Diferența e că în Elixir pot să fac lucrul ăsta, dar conceptual în spate e exact ca Erlang-ul, adică tot imutabil rămâne. O să vă explic ce se întâmplă cu un exemplu, dar bun. Cum apelăm funcțiile? Deci avem modul funcție, da, în Erlang cu două puncte. Aici avem modul punct funcție, da? Parantezele sunt opționale. Bine, depinde și de context, dar parantezele sunt funcționale exact cum e în Ruby, da? Deci poți să am paranteze sau fără paranteze. Ok. Atom. În Erlang, toate denumirile care sunt scrise cu litere mici sunt atome, adică simboli sau constante, cum ați întâlnit în alte limbaje. Aici, în Elixir, tot ce atom începe cu două puncte. Ok, binary seamănă aproape, e cam la fel. Ok, hai să vedem câteva tipuri. Ok, ca tipuri de date, avem aceleași tipuri de date care sunt în Erlang, exact la fel. N-aș intra în detalii, decât cu, să zicem, cu un singur lucru la nivel de string. Ce vedem noi aici, am help-ul. Da? Hai să începem să ne jucăm cu ceva variabile. Avem o variabilă A și o să-i dau un nume. Ok. Practic, variabila mea, zicem că ar avea tipul string, da? Conține o dată de tip string. La nivel de Erlang nu-i decât binary. Binary adică un număr de bits și așa mai departe. Diferența este că Elixir nu face decât o presupunere că e encoding în UTF-8. Da? Deci asta este esența, practic. Eu scriu string și întotdeauna când scriu string, da? Deci el în spate este binary și singurul lucru care, să zicem, are grijă la nivel de cod, să fie encode UTF-8. Da? Is binary
A, îmi dă tu, da? Deci asta este, să zicem, o diferență care, să zicem, trebuie menționată. Da? Bun, numere întregi de cashier lang, deși poate știți, nu am limită la interest. Poate să fie oricât de mare, da? Big integer, cum e în Java, cea mai departe, da? Float, boolean, liste, tuple. Liste, avantajul la liste e că pot să fie oricât de lungi, la tuple le compun 3 și alea sunt, da? Le compun 3 și alea sunt. Hai să ne jucăm puțin cu listele. Hai să vedem. Deci aici avem o listă. Ok, avem o listă, deci așa se compun listele. În general, în Erlang pot să compun într-un tuple list și oriunde pot să pun ce vreau. La o funcție pot să apelez cu ce vreau eu. În lista respectivă pot să pun orice tip de dată. Pot să pun și atomi, și stringuri, și numere. Nu am nicio limită la nivelul ăsta. Aici e un avantaj foarte mare. Da? Deci am L. Observați că deja L, același L pot să-i dau acum alte valori, ceea ce nu aș fi putut face lucrul ăsta în Erlang. Pentru un comportament similar cum e în Erlang, am posibilitatea să-i zic așa, da? Deci dacă îi zic așa, nu mă lasă. Zice că... Deci asta e comportarea exactă la Erlang, da? Comportarea exactă la Erlang. Ok, în listă poate să fie alte liste care la rândul ei listă și așa mai departe. Da? Deci e, poate să conțină orice ce. În general, o listă e văzută și aici vine, deja intră puțin în programare și ce ține de programare funcțională. O pot să o compun între primul element și restul. Restul e altă listă. Acel restul care e altă listă poate să fie o listă goală, da? Hai să ne jucăm puțin cu lucrurile astea ca să ne obișnuim cu ele. Deci am o listă L, deci L e lista mea și practic vreau să o compun în head și tail. Și practic ce s-a întâmplat în momentul ăsta? În primul rând, acel egal și oriunde vedeți dumneavoastră egal aici, de fapt, nu e o atribuire în sensul programării obiectuale, ci este un match. Da? Adică expresia din partea dreaptă face match cu ce e în partea stângă. Da? Iar în partea stângă, practic, pot să am atât variabile, cât pot să am și efectiv date. Da? Adică, în momentul ăsta când am făcut match-ul ăsta, adică head-ul probabil va aștepta să fie ce aveam în cap, adică 4, iar tail-ul este restul listei, da? Ok? În felul ăsta, practic, eu dacă am o anumită structură de date și să zicem că vreau să extrag din lista respectivă extrag primele două elemente și vreau și restul listei, da? Pot să fac ceva de genul ăsta. Și probabil bănuiți, X-ul e 4, Y-ul e 5 și restul e lista formată din 6, da? Și dacă stânga pui 5, restul de la 3 la 5 rămâne empty sau îți dă erare? Imediat. Deci tu zici dacă punem aici 5? Nu. Eu știu. Nu. X, Y, Z, 4, Q. X... Y, Z. Așa. Nu o să reușească să facă match pentru că nu am suficiente... Adică nu rămâne restul liber. Nu. 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 Ok. Pot să am și o funcție head. Hai să aflăm help-ul la ea.
Deci, practic, ia head-ul dintr-o listă, da? E același lucru cum am făcut mai devreme, da? La fel am și funcția de tail, da? Îmi dă restul listei L, da? Aici când dau, deci acest TL este funcția. Bineînțeles că eu pot să o apelez cu paranteze sau fără paranteze. Dacă e mai clar așa. Ok. Am și un modul list care am mai multe funcții ajutătoare care pot să lucrez cu anumite cu liste, da? Puteți să cum am zis, L help de listă, help de modul sau help de listă și, nu știu. Dau un exemplu. Da, am dă ultimul, probabil ultimul element din listă. Tuple. Bun, deci pun mai multe lucruri la un loc. Și folosesc, obțin o structură, cam cum e struct în C, dacă știți, da? Deci pun un int, un string, un pointer la, eu știu ce altă structură, exact la fel, le compun la un loc și am această structură. Bineînțeles că și aici funcționează lucrurile, de exemplu, îmi fac un obiect, nu știu, pătrat, da? Un pătrat e caracterizat de, să zicem, de un pătrat e caracterizat de latura 10, da? Deci asta e o, să zicem, e o modalitate de a construi diverse tipuri de date, da? Pot să pun aici cerc și practic mă întreb ce mi-ar trebui mie la cercul ăsta, da? Deci practic mi-ar trebui, să zicem, o rază de 5. E, în momentul ăsta practic eu, având atomul ăsta de aici, pot să identific când apelez o funcție, să identific tipul de date care le am acolo și să iau. Dacă e pătrat, să iau latura. Dacă e cerc, să iau raza cercului. Hai să atribuim acest tuple, să-i dau aici o variabilă. Și la fel cum am făcut înainte, pot să fac un pattern match și să zic oare ce am eu aici și să zic hai să zicem tip și valoare, facem pattern match cu ce aveam mai devreme, da? Evident că tip devine cerc, iar val devine 5. Da. Evident că pot să pun ce vreau eu acolo și în ordine respectivă. Trebuie ținut că lista e semnificativă, adică pe poziția 1 e ceva, e semnificativ, tot timpul e pe poziția 1. Da? Pot să aflu dimensiunea. Ok, avem și un modul pentru tuple. Ok, aș menționa aici. Așa cum în Java avem Java Lang, care automat e tot timpul import, aici avem un modul, numește kernel, și toate funcțiile de aici sunt automat importate în orice scop, da? Oriunde. Nu mai trebuie să fac eu import să le... Altfel ar trebui să le prefixez, da? Ok. Aici vine o parte interesantă. Lista aia de acolo, practic, e lista de tipuri cu care eu pot să lucrez la nivelul mașinii virtuale. Deoarece într-o listă, într-un tuple și, în general, în orice structură pot spune ce vreau eu, da? Ca să nu există confuzie între sortări și așa mai departe, ei au zis așa, au făcut-o foarte pragmatic și au zis, tipurile astea le dăm o ordine, da? Și, practic, dacă am două date, nu știu tipul lor, da? În primul rând compar tipurile, da? Dacă tipurile, să zicem, sunt diferite, e clar că am o ordine între cele două valori, iar dacă sunt același tip, da? Le compar mai departe la nivelul tipului, da? Ok, aici am un exemplu și o să fac un exemplu
Ok, am uitat să menționez. Deci primul egal acolo este un egal care nu face diferență între integer și float, da? Observați că 1 ca și întreg e același lucru cu 1 ca văzut ca float, da? În schimb, 3 de egale e la nivel și de tip, da? Adică face distinție între întreg și float. Și 1 egal egal la string 1? Nu, nu. Păi 1 e string, 1 e integer, da, nu se egal. Nu se egale. Dar egal egal? Merg amândouă. Deci, egal-egal nu face distinție, deci poți să-l folosești oriunde, dar trebuie să știi că nu face, egal, nu face distinție între număr întreg și număr float. La atât? Atât. Deci doar acolo poate să dea true. Exact. Int sau int float. Exact. Așa nu poate dea true. Exact. Ok. Da? Deci, orice două lucruri, dacă le-aș compara, da? La nivel de egal. Deci asta e singura diferență pe care... hai să ne jucăm, să ne facem noi o listă aici. Să zicem că avem un atom A, avem numărul 1, avem numărul 5, avem, să zicem, numărul B. Ce mai punem noi aici? Hai să punem și un minus 1, hai să punem și un tuple empty. Okay. Hai să punem aici un listă de 1, 2. Da? Ok, deci avem o listă aici. Și hai să facem un enum. E un modul la nivel de Elixir am protocole, e ca un fel de interfață cum e în Java, da? Adică cine implementează anumite tipuri de date pot implementa protocolul respectiv. Enum e practic acele tipuri de date care implementează protocolul enumerable. Și lista e un astfel de caz. Da? Am zis că vreau să sortez lista mea și ia să vedem. Uite. Ne uităm puțin aici, da? Deci number era la nivel de tip primul în ordine. Evident că o să găsesc numerele la mai întâi, da? Evident că le găsesc în ordine, da? După aceea găsesc A, B, care sunt atom. Atom i-a convertit în string-ul ca să-i compare. Nu, nu, nu. Iar atomii nu sunt altceva decât hash code-uri, nu? La fel ca și în Ruby. Simbolurile sunt hash code-uri. Cred că sunt, practic, sunt chiar referință în memorie. Să zic cum le-a comparat... Probabil, da, probabil a făcut și comparație de stringuri. Care, și de ce face și are și string reprezentarea atomului? Pentru că am atom to string to atom, da? Pot să compar, deci avantajul la simbolurile atom e că în general sunt foarte rapizi, da? E ca și cum aș lucra cu pointer. Deci asta e avantajul lor. Dezavantajul lor este că sunt limitați la un număr, să zicem, stabilit când pornesc mașina virtuală. E nerecomandat să fac transformarea dintr-un string, care, să zicem, vine de la utilizator sau din request-uri web de oriunde, în atomi. Deci dacă aș face lucrul ăsta, are risc să explodeze, adică să cresc peste o anumită valoare atomii respectiv și să se blocheze mașina virtuală Erlang. Da, probabil face comparație și de string. Dar e o garanție gen atomul A comparat cu atomul B va da tot timpul același rezultat chiar dacă faci restart la mașina virtuală? Adică e garantată o ordine între valorile lor, gen da. A e înaintea lui B tot timpul ca și atom? Dacă faci restart la mașina virtuală? Da, adică mă gândesc că dacă cumva făcea comparație de pointer, era posibil să se întâmple altfel. Dacă definești B și după aia A, posibil să ia valori de pointer diferiți și dacă compară doar aia, atunci ar fi posibil ca B să fie înaintea lui A la comparație, dar de asta nu trebuie dacă ai făcut garanție de stabil rezultat. Nu, e la fel. Adică n-ar avea niciun sens să fie alfa. Adică... Da, era curios. N-am. Functions! Nu? Suntem aici la functions. Ok. Deci avem funcțiile care le putem scrie în module. Dar evident că avem și alte limbaje. Putem să scriem o funcție
inline, da? Inline function. Hai să vedem cum scriem noi. Avem aici un, un double, da? Și asta e o metodă de a scrie o funcție. Bine, aici ce îmi dă mie în, în output, să zicem că e o modalitate de a spune că acel double e o funcție, de fapt, dar pot, am funcții care mă ajută să-mi zic dacă respectiva dată este sau nu o funcție. Și este o funcție. Bineînțeles, dacă eu am aici acest double, e o funcție și vreau să o apelez funcția respectivă, asta e sintaxa. Deci este variabila unde am funcția pusă, punct și apoi o apelez cu, cu un argument, să zicem. Da? Și îmi dă, practic, ce am avut eu acolo. Da? Double de double. Da? Ok. Deci HD și TL nu sunt funcții sau cum? Cum? HD și TL, adică header și table, da, da. La, la ele n-ai, n-ai pus punct când ai apelat. Exact, da? Bun. Hai să fac de ce se întâmplă lucrul ăsta. Pot să am așa. Hai să încerc eu să fac acum un... Ok, extensia e X ca și surse, da? E opțional. Bun. Să zicem că am o funcție care mi îndreturnează un număr, să zicem îndreturnează 1, nu am funcția return, pur și simplu returnează return și mai fac o funcție aici. Syntactic seamănă puțin cu Ruby, da? Bun. Funcție egal exact ce am făcut eu aici, să zicem că definesc inline, da? Bun. Ideea e în felul următor. Dacă eu aici fac așa, aici, funcție, la ce să se uite? Se uită la variabila de aici sau la funcția de aici, da? Și ca să... practic de aici practic vine simplitatea. Adică dacă tu, să zicem, obligi să pui tot timpul paranteze, și parantezele sunt opționale, ajungi într-o situație de genul ăsta. Trebuie să distingi la un moment dat între variabilă și funcție. Da? Deci aici ce înseamnă funcție, de fapt? Da? Deci dacă eu pun aici funcție, ce ar însemna? Înseamnă variabilă, da? Sau înseamnă funcția de sus? Da? Deci variabilă dacă apelezi funcția de sus sau dacă returnezi variabilă. Exact. Nu, da, exact. Deci funcție, ce face? Apelează funcție că și asta e o funcție, da? Aha. Ok? Da, deci practic am funcție, apelez funcție aici, da? Deci funcție care e variabila mea, da? Ok? Și dacă mai faci un nivel de scop încă unul, adică dacă în a doua funcție mai definești altă funcție în care scrii funcție, cum le iei cu fiecare? Mai zi-mi o dată. Dacă în fân, în loc de x... Mai facem o funcție, da? Nu, în fân. Variabila din fân, în loc să numești x, numești o funcție. Aici? Mai facem o funcție? Nu, mai arată. Deja redenumești parametrul la x. După x-ul, dar mai faci o fână de x sau de y. Acolo, x-ul. Aici? Numește funcție. Să definezi aici o funcție în asta? Da, da. Păi nu, asta e în funcție aici. Ok, am încercat să vă dau o explicație foarte clară de ce apare punctul ăsta, da? Da? Deci, practic, trebuie să fac distinție între valoarea variabilei, care e o funcție, și apelul funcției în sine, da? Ok? Deci asta e
Și poți să iei valoarea unei metode? Adică valoarea, funcția de sus, poți să o returnezi ca valoare fără să o apelezi? Sigur. Sigur, vă dau lumea de metode. Deci asta e un inline function, da? Este un inline function. Exemplu, pot să iau foarte ușor să ne jucăm cu un enum de map. Adică enum, gen, cine știe să lucreze cu enumer, structuri date enumerabile, cum e lista, map-uri, tuple și așa mai departe. Dau un exemplu, 1, 2, o listă, da? Știe să lucreze cu ea. Și acum, practic, eu vreau să dau și o funcție, da? Și zic fn de x și ce returnez? X ori x, de exemplu, da? Și, practic, ce am făcut? Am făcut map la lista mea și fiecărui element, da? I-am dat, practic, e ceva neclar aici? Bun, înțeles, alte moduri de a le scrie, da? Seamănă cu Ruby, este așa, enum map. Da. Un pointer acolo x-ul și... Până și sintaxa specială ca să apelezi funcția de da. Bun, dar asta e un mare lucru, pentru mine e un mare lucru înainte, sau mă rog, pentru cine vine, pentru că, de exemplu, ca să scriu o funcție în Erlang cu mai multe metode, mai multe clauze, trebuie să fac niște lucruri, știi? De exemplu, aici dacă am def, automat funcția mea este publică, da? În Erlang trebuie să mă duc în antet să fac lucrul ăsta. Aici pur și simplu zic, dacă vreau o funcție respectivă că e privată, zic def p de la private, da? Și am aici, să zicem, mai să zicem implementarea mea, să zicem, da? Implementarea mea și dau aici, să zicem, returnez ok, să zicem, da. Deci asta nu trebuie să mă mai duc într-un loc, în altă parte, să fac lucrul ăsta, automat e făcut în spate de compilator. Da. Ok. Alte moduri de a scrie, de a mapa lucrurile astea, asta chiar e interesant de văzut. Deci, practic, acel 1 care îl văd eu aici, aici, da? Practic e argument, da? Deci prima parte zic că vreau o funcție acolo, da? Și acel 1 e un argumentul 1 practic al funcției. Da? Nu am, e un function inline function aici, da? Deci practic nu, la orice număr adun 5 practic aici, da? Și obțin sau da? Ok? Pe aceeași bază se comportă și, adică vreau să fac referire la o anumită funcție, da? Deci dacă fac referire la o anumită funcție, de exemplu, dăm în string, am funcția, da? Deci în string am funcția first. Da? Evident, bănuiesc ce înseamnă, da? Deci mi-a dă primul caracter, atenție, caracter la nivel Unicode, da? Deci primul caracter, pentru că poate să fie practic acolo 2 byte dacă e în codic de lucrul ăsta, da? Și eu practic ce am? Deci dacă am o listă, am o listă cu string-uri, da? Și îi dau funcția asta, asta e metoda de a da. Deci numele, deci modul, punct, numele funcției și aritatea funcției, da? Și îmi dă, practic, da, deci fac referire la o funcție dintr-un anumit modul. Da? Deci asta e metoda prin care fac referire. Pentru că, mă rog, pot să zic f egal cu... E ok, da? Și pot să zic aici, deci, aici, în practic, e tot ce ține de programare funcțională, da? Deci, nu... Ok... Aici, deci, practic, e un exemplu. Deci, metoda asta de aici. Deci, ce înseamnă asta? Că e o funcție inline în care parametrul 1, acest
1 de aici, e primul parametru al funcției și ăsta e al doilea. Deci, practic, e un sintactic sugar pentru ce e scris aici. Da? Adică am o funcție cu două, cu două argumente și vreau într-un final, de fapt, să apelez asta și da, fac și un end aici. Da? Deci, un sintactic sugar mai mult. Da? Ok. Recursions. Bun. Având liste, facem recursivitate. Deci, cine știe de ce înseamnă tail recursion? N-aduc nimic nou. Mai sunt și 10 minute până facem o reprezentare. Da. Okay. Bun. Deci cam așa, trec repede despre slide-ul ăsta. Deci cam așa arată, mă rog, cum se fac recursivitatea în, pentru funcții. Deci, pasez aici, zic că am un tail și un head și practic am și un argument de acumulator. Practic, aici se face, când se apelează funcția, se face matching. Da? Deci, o apelez cu o listă. Se face matching între head și restul și tu, practic, nu trebuie decât să am o condiție de stop. Când lista e liberă, când lista e goală, să-mi întorc acumulatorul meu. Un exemplu aici, da, deci ok, deci aici e un exemplu de a reduce o listă la un element. Deci îmi trebuie un acumulator, da, deci pleacă cu 0. Hai să dau și asta, nu știu dacă e foarte clar ce e aici. Deci am o listă, da, și vreau de fapt îi dau o funcție. Și funcția de fapt trebuie să acumuleze, parcurgând toată această listă, trebuie să acumuleze și să ajungă la un rezultat. Poate să fie, nu neapărat sumă, poate să fie, nu știu, medie sau altă. Da? Deci funcția mea trebuie să primească două argumente și pleacă de la zero. Da? Ok, protocol, v-am mai explicat mai devreme. Deci, are și metodă de filter? Filter, fold. Scuze, am văzut că sunt multe astea cu map. Filter, map, de exemplu, ce face? Cum? Filter, map, ce face? Face și filter și map? Era un filter, am zis cu map. Da, depinde cum le combini. Depinde cum le faci o combinație. Îți faci și filtrarea și ții mai apare să faci. Map, concat, să mai apare. Ok, pipe operator. Pipe-ul ăsta, practic, e o filozofie de programare, în sensul că, practic, datele, deci, practic, pornește la ceva și datele tale ți se transformă și treptat se transformă și ajungi într-un final la rezultat. Deci, pipe operator asta zice, că pleci de la o informație care, practic, în final, e un input al utilizatorului și îl treci prin mai multe prelucrări ca într-un final să obții ceva. Da? Deci asta e toată logic, nu înseamnă decât că, practic, argumentul care vine din pipe, da? Vine primul argument la funcția de aici. Da? Primul argument. Da? Deci el poate să aibă mai multe. De exemplu, aici split. Da? Hai să ne jucăm puțin cu partea asta. Deci aici, deci, aș avea așa ceva de genul ăsta. Da? Deci citesc din fișier. Citesc din fișier și ok. Ok, stai să ne jucăm puțin cu A, B, C, A1, B, 1, C, 1, A2, B2, C2, ok. Okay. Deci am o variabilă data care îmi pune mie aici pe consolă ce conține. Da? Deci vreau să-i fac split. Fac split și el practic să devine o listă și lista respectivă practic vreau să
să zicem că vreau să afișez doar rândurile care încep cu A, de exemplu, da? Și într-un final ajung la rezultat, da? E, practic, lucrul ăsta, practic, filozofia pipe-ului, asta e. Lasă lucrurile să fie foarte simple, adică în loc să scrii multe paranteze, rupe ideea, de unde pleci și unde vrei să ajungi, da? Deci, în final, practic, se transformă în ceva de genul ăsta. Diferența între o linie și asta este că nu pot să scriu asta în REPL pentru că se oprește aici, adică o vede finală. Dar e același lucru cu ce e aici, da? Ups. Ok, e același lucru, da? Dar nu știe REPL-ul să escapească. Nu, ideea e în felul următor. Deci el în momentul ăsta, deci eu dacă dau Enter aici, în cod își dă seama, da? Deci în cod își dă seama când compilează. Aici el vede funcția, deci terminată, e completă și, deci, da, dacă ar fi să o scriu, pot să ți-o scriu așa. Da? Acum da, mă vede, da? Acum mă vede, da? Deci, uite, și dau mai departe, da? Deci, vede așa. Da, vede în continuare REPL. Deci, eu am citit acolo, deci i-am dat, da? Deci plec denumirea fișierului, citește-mi, da? Vine în pipe, se duce mai departe, am făcut split, deja avem o listă aici și în final, practic, aici îi dau și un filter. Și aici îi pasez în filterul ăsta, îi pasez și acolo altă funcție, da? Într-un final și obțin rezultatul, da? Mm-hmm. Eram curios dacă poți să scapezi pentru că să zici file text. Backslash. Da. Backslash. Cum? Backslash. Păi e backslash. Cam bash. Să zici file text, pui backslash și dai enter. Să-i dau în final așa. Invers. Așa. Așa, da. Și în fața vreau să scrii file text. Nu știu, n-am încercat asta să zic ce, dacă se comportă așa. Da, a început să dai copy-paste. Mm-hmm. Ok, da. Ok. Curios de acum. Ok. Și o întrebare legată de pipe-uri, de pildă, pot modifica fișierul? Acolo sunt operațiuni. Depinde de ce vrei să faci, de exemplu. Sunt funcții care îți dau un stream. Și uite, acum am un exemplu cu stream. Și ai putea să și modifici. Hai să ne jucăm puțin pe aceeași idee și aș pune puțin mai încă. Nu, e ok. Da, să... Nu țin să fie până așa. Okay. Ți-am zis doar așa, în cazul în care mai e o oră în față să știi să... Okay. Lasă-mă să explic asta, că e foarte, foarte frumos conceptul ăsta. Ați văzut exemplul de mai devreme, da? Exemplul de mai devreme funcționează bine, mersi, dar ideea e în felul următor. Deci dacă sunt situații în care fișierul e foarte mare, da? De la nivelul de giga de dat, care vreau să le prelucrez. Deci modelul de înainte ce făcea de fapt? Practic ce? Citea. Da? Evident că le citeam în memorie, că nu avea ce face, nu? Le citeam în memorie. În momentul când ai citit în memorie 2 giga, deja e o problemă, da? Mă rog, dar sunt situații în care ai date infinite, cum e un stream, da? De aici încerc să vă aduc cu ideea asta, adică sunt date care nu se mai termină la un moment dat, adică, nu? Deci, ideea e în felul următor. În loc să citesc toate datele și să mă apuc după aceea să mă gândesc să le prelucrez, există noțiunea asta de stream, în sensul în care mă uit la fișier și zic, o să-l parcurg, dar nu-l parcurg, adică o treptat cel parcurg, fac și restul de prelucrări. Adică dacă eu tot vreau să filtrez toate rândurile care încep cu A, în loc să citesc toate rândurile, da? Toate în memorie, nu, citesc un rând și îl trimit mai departe la următoarea funcție, da? Și îl trimit mai departe la următoarea funcție. Și într-un final, ultima funcție zice, nu mă interesează că l-a filtrat. Și... Da, mergem mai departe, da? Observați logica. Și am să vă dau acum un stream. Da.
De fapt, aici el nu face decât să-mi dea o structură, da? De fapt, n-a făcut nimic. Dă o structură. Adică cineva mai departe ar putea să ia structura asta și s-ar zică, să zică dă-mi următorul element, dă-mi următorul element și așa mai departe, da? Deci nu mă ajută cu nimic structura asta. Dar ce pot să fac? Deci am această structură, deci e un stream, pot să zic la acest stream să fac strip, adică să șterg liniile și așa mai departe, da? Șterg liniile. În momentul ăsta, tot o funcție, de fapt. N-am știut nimic din fișier. Tot o funcție am, da? Ne întoarcem înapoi. Mai dăm drumul o dată. Iar îl punem în pipe. Ca să pun, mă rog, toată povestea de acolo, da? Aici filtrez. Și într-un final, practic, o pun în... ce declanșează tot mecanismul, da? Deci acel enum to list aici se transforme în ceva și se întâmplă același lucru. E, aici cum a funcționat? Deci a citit un rând, l-a dat mai departe până a ajuns la to list. E posibil că acel rând care l-a citit nici să nu ajungă într-un list, da? Și așa departe, da? E, practic datele se consumă pe rând. Cum se produc, da? Adică se consumă fără să consume memorie. Deci asta e un principiu de bază, da? Ok. Ok, Phoenix. Ruby on Rails, da? Deci, industria asta funcționează pe faptul că unii studenți din facultate învață ceva și când ajung eu acolo la o firmuliță, zic, noi asta învățăm, noi asta vrem să facem, și așa de fapt. Mai în live așa funcționează lucrurile, da, și așa era C, că da, vezi, doamne, assembler e complicat și C e mai frumos, dar seamănă cu ăla, și apoi vine Java că seamănă cu C, așa funcționează. Ideea e felul următor. Ruby face catch la ăștia, Elixir face catch la ăștia care știu Ruby, da, zice, seamănă cu Ruby, de fapt, seamănă la nivel de sintactic, dar logic e complet altceva. Complet altceva. A să fac un Phoenix example. Pentru cine e Phoenix, este framework-ul web, așa cum e Ruby, e Rails-ul, da? Mă rog, foarte ușor poți să construiești aplicații. Hai să ne jucăm puțin cu asta. Ok. Deci am un director gol. Am aici, deci, mix, am spus că e tool-ul cu ajutorul căruia construiesc proiecte și așa mai departe, dau comenzi și așa mai departe. Plecați cu mix help, da? Undeva aici aveți și Phoenix. Nu apare automat, se dau o comandă de install, nu mai dau acum. Bun, deci nu știu exact cum se întâmplă cu comanda asta, dau mix, help și comandă, da? Și practic nu face decât să-mi creeze practic proiectul respectiv, da? Bun, și îmi zice, cum să creez eu proiectul respectiv? Păi, uite așa creez pe mine, deci denumire, asta e comanda new, aici e folderul unde îl creez și asta modulul de bază, da? Adică package-ul cum ar fi în Java, deci de la aici încolo încep să construiesc lucrurile, da? Bun. Hello. Ok. Bun, el îmi face o structură de bază și îmi pune acolo cam tot ce am eu nevoie ca să-mi fac o aplicație web cât mai repede. Și o faceți tot stil MVC, așa? Sau... Model, o să-ți explic imediat. Da, e Model View Controller, dar ce ți aduce nou sunt socket-uri, da? Deci channel-uri. O să-ți dau un exemplu mai încolo și poți să faci și resturi foarte ușor. Deci... Ca un fel de Node.js. Bun. Ok, el îmi zice aici că trebuie să dau niște comenzi. În primul rând, acest Ecto Create. Ecto este librăria de Elixir, cum e JDBC în Java. Deci aici am tot ce ține de conectivitate cu baza de date. Da? Acest mix sector create îmi face baza de date. Ups. Ok. Așa este.
Face baza de date, ceea ce face, bine, compilează mai întâi și face baza de date. Ok, și ce mai era acolo și era să-i dau și să erau să dau drumul. Da? Deci așa îi dau drumul la. Și îmi zice așa, du-te pe portul ăsta și văd și aplicația. Mai default bază de date este SQLite? Nu, e Postgres. Deci direct și face Postgres. Ok, bun, hai să facem un entity. Ne jucăm frumos cu un entity și tot la fel, plecăm așa cu mix help. Asta îmi place la ei, practic orice am nevoie fac un help și am rezolvat problema. Deci observați aici comenzile pentru Phoenix, încep cu Phoenix punct și am posibilitatea de a face aici, de a genera, da? Pentru, să zicem că ne propunem partea asta, mix help. Ok? Și am aici un exemplu. Deci mix, da? Deci ăsta e creez. Denumirea entity, vreau să se cheme user. Deci cum să se cheme, cum să-l găsesc. Asta e tabela pe care o creez în baza de date. Și ce proprietăți vreau să am? Hai să mai punem ceva. Name, age și title string. Ok. În primul rând mi-a construit un controller aici, mi-a făcut câteva pagini web ca să lucreze, mi-a făcut un migration. Practic, migration-ul ăsta îmi creează baza de date, da? Deci acum dacă eu, ca să dau drumul, o să-mi zică că nu există tabela respectivă. Deci ca să se adauge tabela respectivă, trebuie să dau comanda asta, migrate. Da? Și el se uită la ultimele lucruri sau modificări, poate să însemne o adăugare de coloană, poate să însemne o adăugare de tabelă nouă și așa mai departe. Bun, trebuie să adaug și lucrul ăsta de aici, în sensul că unde mapez în URL, unde mapez și către ce controller, da? Deci, hai să facem lucrul ăsta. În web router, mă duc aici. Aici aveam o singură pagină web. Ok. Am mapat URL-ul users. Ok, hai să dăm, să facem și, aici creăm, practic, tabela, da? Deci am creat tabela și acum nu ne rămâne decât să dăm și, aici e sintaxa pentru a porni serverul, dar a avea interactiv și share-ul, da? Altfel ar trebui să dau doar așa. Bun, hai să dau doar server și după asta ne jucăm și câteva comenzi în shell cu aplicația noastră. Da, deci aici am pornit. Ok. Ok. Da, ca să te conectezi la baza de Postgres, ar trebui să-i configurezi undeva datele de conectare, nu? Da, dar le face la automat, adică implicit. Le pune în conf aici, le pune în... Are noțiunea de environment, adică am pentru producție anumite date, pentru environment, și pot să am și pentru test. Le pune în DZV și le pune automat aici. Astfel încât eu când fac create, automat el creează baza de date și le-a pus el lucrurile astea de aici. Okay? Am văzut că e AXS ăsta, care e extensia AXS? EX este când scriu Elixir și îl compilez. EXS e script. Script. Da? Dar partea interesantă, că
nu există nicio distinție în practic între ele. Dar e distinția doar la nivelul ăsta. Da? Adică iau și iau un script, îl execut și nu mai are nevoie de bytecode. Pe când dacă îi pun X, el practic el știe automat și el face bytecode și rămâne acolo. Deci practic asta ce înseamnă? Că practic când lucrez în producție, eu nu o să găsesc chestia asta compilată. Da? Nu o să găsesc chestia asta compilată, o să rulez pur și simplu scriptul și aia e. Și tot timpul mă duc, modific și aia departe. Nu... Ok. Bun. Un pas mai am aici. Să văd. Deci plec cu asta. Deci, adică plec cu serverul. Dar am plecat cu serverul. Serverul e pornit, dar am și interactiv shell. Asta este o chestie super tare. De ce? Pentru că eu acum am practic, da? Deci eu lucrez acum, asta funcționează aici și în interactiv shell am toate... Exact. Și uite, am aici users. Uite, am users aici. E clasa mea de acolo, da? Hai să-mi fac un user. Și zic așa, user... Ok. Bun. Name. Hai să zicem aici A, B, C. Ce mai era? Age, parcă, da? 1. Și mai era și title. Ok, deci asta e un U. De fapt e un map aici, da? Deci la nivelul ăsta is map îmi dă true. Și hai să-l fac și persistență la el. El am aici un repository. Pardon, este hello, că e asta și am un repo și zic aici insert la cine? La hello world, e un user și fac insert la U. Ok? Nu e un save ca un release. Am greșit ceva, nu știu ce am greșit. Stai să vă să-mi dau seama. I missed something. Ok. Pum, 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 pum. Cum? Nu, no, că îl are acolo. Nu, view-ul generează când în fine, deci ideea că pot să Da, exact. De ce se plânge care are realitate 4 acolo la insert? Do you actually need the hello world or user specifier in text? Te puteai încerca doar cu... Because it's the scenario here, right? Insert. Ce realitate are? Nu, am și insert de 2. Adică nu văd o problemă. Nu, trebuie să meargă, dar... Ceva nu scapă. Ok, un singur lucru la vreau să mai dau aici. Am eu un Phoenix chat example aici. Ok. Deci, cu același Phoenix, am un exemplu, îl găsiți și pe GitHub, în repository, cu WebSockets. Deci, la nivel de WebSockets, un chat foarte, foarte mișto făcut. Și, hai să...
să-l vedem aici. Deci user aici scriu ceva. Ok. Și hai să vedem încă pe cineva. Ok, deci sunt două browser aici, da? Asta merge pe WebSockets, da? Ok. Un singur lucru. Ca să apelez din Elixir, să apelez orice din Erlang, pun două puncte și plec cu... Ok. Deja aici sunt deja lucruri mai complicate, cum e structurat codul, e la nivel de aplicații, cum e Erlang. Ce vreau să vă arăt aici este cum sunt așezate lucrurile. De exemplu, aici conexiunea la baza de date se realizează la nivelul unui pool și este supervizat. Asta ce înseamnă? Că dacă o conexiune de aici crapă, automat și ea și revine. Ia să-i facem noi lucrul ăsta și trebuie să vă arăt asta că e... Deci eu practic aici ai un proces. Eu îl romor așa frumos și el dispare și uite, a apărut altul acolo. Deci practic eu am practic aici 5 conexiuni la baza de date, da? Una dintr-un anumit motiv a dat acolo la niște comenzi proaste și nu știu, a crăpat sau nu știu, dintr-un anumit motiv crapă. Da? Ăla a murit, procesul a murit. Și automat, din cauza că e supervizat aici, asta crapă. Același lucru se întâmplă și la channel-urile astea din WebSockets. Deci am un proces care face transport, adică scrie pe sockets și mai am un proces care îmi face mie join-ul în chat, adică în room, practic. În exemplul meu de aici, care nu mai găsesc, mai puțin. În exemplul meu de aici, am vrut să pun în evidență, e aceeași imagine de care am arătat mai devreme, am vrut să vă pun în evidență următorul lucru. Deci, aceasta e o conexiune WebSocket, e realizată de un proces, adică procesul ăsta are grijă să scrie pe socket. Și dacă utilizatorul meu face join într-un room, îi se acordă un peer, da? Un proces. Deci, practic, dacă eu am făcut join aici în 3 room-uri, practic eu primesc în momentul ăsta stream-uri din 3 room-uri. Asta e toată ideea pe același WebSocket. Da? Bun, știu că pare puțin aiurea, dar ideea e în felul următor. Deci, e același principiu. De asta e 9-9 available. Da? Deci, pentru că dacă unul din ăsta moare aici, din anumite motive, nu știu, măi, al naibii se pune la loc acolo, știi, vine altul și zice, dă-mi drumul, tu nu ești în stare sau s-a crăpat sau starea lui nu mai e consistentă, pornește altul la loc și continuă să meargă, da? Imaginați-vă două calculatoare care la un moment dat conexiunea între crăpate, deci aplicații, da, serverul de aplicații și serverul de bază de date. Dacă în 5 minute a crăpat, e posibil ca aplicația ta să nu mai funcționeze, da? Ideea e în felul următor. Ai dat drumul la bază de date. Aplicația ta știe să funcționeze, știe să-și restarte, să refacă starea. Vă dau un exemplu. De cine a folosit Groovy și Grails? Poți să pornești o aplicație Groovy fără bază de date? Poți? Ok, poți să pornești? Start. You can start a Grails application with a data, without a database. It's not true. Maybe new version. If I remember, when you start Grails, need to query and to upgrade with the last version of the database. I mean, yeah, domain classes, things like that. Anyway, it's not so important. But basic idea, it is application to be able to restore and to be able to work if something it's failed with the database and in the meantime we fix the database. Yeah.
This is the main idea. Ok, sunt atât de multe lucruri de spurt, deci cum start, da? De mâine voi faceți elixir. Ok, deci avem un căutați elixir, vă duceți la primul link. Pe GitHub aveți linkurile, există lista de discuții, există channel pentru Slack, există cărți, da? Și există și grupul meu de București. Nu avem nicio activitate. Asta e prima activitate. A, deci tu mă urmărești. Bine, m-am abonat, dar something needs to happen. De adevăr, e pe școala de remarcă. Nu e nimic. Totul are un început. Da, exact. E rândul vostru. Zip. Pentru a parcurge în paralel, deci a crea un array combinat din două layer cu poziționarele rezultatale. Cred că e ceva. Enum zip, dacă nu mai înșel. Da? Nu știu dacă exact, este exact la ce te referi, dar uite exemplu aici. When you gave the example of m.map, specifically when you were doing an m.map on a string.first, I think it was, you had the arity for the string.first explicit. Is that required? Yes, because I need to pass a function. Yeah. Anyway. But the compiler is not smart enough to know that map will only pass one parameter, therefore it will only look for the string.first that only has one parameter for the arity. The enum expect a function with one parameter, yeah, because it just transform one element to another element, yeah. This is a function with only one parameter. Yes. So the compiler can't know that out of the four possible string functions or whatever, however many they are, it should just forget about compiler. You function just enum just receive a function. Yes. It's not passed by the compiler. Yeah. What I'm saying is, assuming that you have four functions called first available, or three functions with three different arities. Yes. Given that enum expects one, you know, it's not the compiler is not smart enough to choose that it should just that you're referring to the one to first slash okay, one. Okay. I understand. There is a way to say for the one function what kind of parameters you expect, like an integer, and after that you use digest to know everything it goes well. But this is one parameter expect, let's say one function or something like that. But I don't know if there is a way to say one function with only one parameter. I don't know if this is something like that. It's need to pass explicit. You want this function, yeah? This function with this arity. You already need a type system at that point. Mm. It's kind of a type system. Not quite. Anyway, we can discuss this. Yeah, yeah. And you also mentioned that we keep using variables and it's. But you mentioned that it's immutable, but you can be assigned a variable. So is it implementing transactional memory that, for instance, if I have the value L inside a list already, and then if we assign L, does it know that we were already just passing the value of L, and then this reference of L now points to a different value? I don't think that's mutation there. I think it's just shadowing. Okay. I think it's a good set. I mean, if I start to use, let's say, a variable, for example, in a function, I refer this variable, always will be remain the value when I define the function. Yeah. After that, if I change the variable, any other reference to the first value remains the same. I don't know if it's really clear. Maybe I can provide an example. Basically, it behaves the same as closure. That's
So eventually you can have def A and then again another def A, but the second one will shadow. It will be shadow, yes. Yeah. Well, here's just how it is, but I will need to write a bit of code for that here. Suppose that you have a list L, and L equals 1, 2, 3. And then you have a list M that equals, let's say, L and 4, for example. And you pass M as a parameter to something else. Now, and then you here then assign L to whatever it is. So if this is just shadowing the definition and this is already appointed to the previous one, then that would behave the same as in, I'm sorry, this frame. Yeah, if you, in Elixir, you can do something like that, yeah? But if, on that point, always the end remains the same, yeah? You can put here any value you want, but this, what is happening until now, until this point, remain the same, yeah? I don't know what's happening. If something else is running that's accessing M, the M does not have a pointer to the old variable. It has exactly. A pointer to the list and the old yeah. Variable. Yeah, exactly. Okay. La instalare am văzut că ai stat acolo o variantă la Elixir Home. Pentru ce o folosești? Ca să o pun în, ca să o pun în pat. Deci nu, chiar nu-i trebuie Elixir, doar deci o pun aici, deci Elixir Home, Ant, mă rog, cu aceeași idee, Ant Home, Maven Home și așa mai departe. Ok, încă o chestie. Când instalezi Humix pachete, ele sunt by default instalate în home userului curent? Da, le pune aici în this hex. Ok, dar asta e un comportament default pe care mă pot baza sau? Aici le pune pe aici. Ok, mă gândesc că dacă hex este, aici... hex este cum e not... Not package, da? Da. Exact la fel. Mă gândesc că, de exemplu, dacă și vrei Elixir instalat la root și rulez hex ca un alt user să da, nu încerce să instaleze pe root. Nu-ți recomand să execuți ceva ca root, ca idee, nici să instalezi ceva ca root, nu-ți recomand. În general, îți recomand, nu știu, să dai dreptul la utilizatorul tău să scrie în USR-ul local și aia e. Și ți-ai trebuie să scrie și instalezi, nu folosi root-ul, da? În Ruby, de obicei, când îl instalezi ca root și încerci să instalezi un gem, gemul fiind instalat... Dacă îl instalezi global, da, deci dacă îl instalezi global... Nu, deci asta le pune aici. Cred că poți să alterezi comportamentul ăsta, dar... N-am simțit nevoia să schimb ceva aici. Sunt curios, aplicația de chat funcționează cu socket iOS sau e scrisă? Nu, e deci, WebSocket, da, și e venit la... Deci vine el cu bucățică de JavaScript. Deci nu e împachetat, e cumva sau cum? E un JavaScript, atât. Deci nu poți cumva să vin cu framework standard de JavaScript să combin cu... Deci tu poți să te legi la WebSockets, deci dacă nu-ți place JSO-ul ăla, te legi la WebSockets și trimiți tu bucățele tale de JSON acolo. What's the library situation like for Phoenix, for instance, for authentication, authorization, are there libraries available, so it's pretty much yes, going around? Yes, it's already, there is already a lot of libraries like that. Yeah. Anyway, if you really want, I just want to show you this is a website
Where it is. Just they succeed to connect 2 million of the WebSocket clients on the same box. Pretty good. Just if you try to read this to understand why it's good to write software on the top of Erlang VM. I don't think it's so important if you prefer Erlang or the Elixir language, but the main idea it is you need to make a big shift in how you design the software. Instead of build the solve the problem with the objects, yeah, and invent a lot of objects, here you need to think about processing. I mean, I have a process, what to do this process? I have another process, what to do this process? What is happening, this process doesn't work, yeah? I mean, it's restarted with refresh state to be able to work. And if we have two processes, what is a data flow from one process to another process, yeah? This is a way you need to change in your thinking. This is the main shift. Probably our college can tell us more about that. Okay, other question? Thank you. Thank you.